Internaționalul moldovean Denis Meu a revenit pe gazon după ce a suferit o accidentare la începutul anului și care l-a ținut pe tușă aproximativ 3 luni. Meu, care a împlinit 26 de ani acum 2 zile, a jucat 82 de minute în meciul cu Astra Ploiești, însă nu a avut prea multe motive de bucurie. Deși au condus cu 1-0 după reușita lui Tenvan Jera, vasluienii au fost egalați în ultimul minut după o gafă a portarului Cuciac. După acest rezultat, Vaslui nu mai are șanse să cucerească primul titlu din istorie, în condițiile în care rivalele Oțelul și Timișoara au obținut victorii și s-au distanțat de echipa antrenată de Viorel Hizo. Până la finalul campionatului României au mai rămas de disputat 2 etape.